bizar. Deci au unde să migreze oamenii ca să caute de mâncare și de muncă. Și la noi o să fie o posibilitate cu autostrada A7. Avem 10 km. 10 km sunt până la autostradă. Și cu ce ajunge să mai ai 10 km fără asfalt? Bună, noapte, minții. Cu primar Drăghicioa din Valentin, sigur se va ajunge. Asta o să fie prioritate. Nu ajunge dacă n-au sprijin de la Consiliul Județean. O să aibă Consiliul, pentru că domnul Virgil Nanu va fi președintele Consiliului Județean și va împărți banii bugetului Consiliului Județean așa cum se făcea înainte, când conducea PSD-ul, fără să fie discriminare, că unul la PNL, unul la PSD, ci să ajute pe toată lumea, că așa este normal. Dacă vrei să împarți niște bani, în 2024 să avem străzi neasfaltate. Sunt crate de pe ceva. Au foarte mulți tineri în Boldești Grădiștea, așa cum și copiii lui Drăghiciu sunt plecați la București sau sunt plecați în străinătate, care lucrează și sau locuiesc la Ploiești sau la București sau în alte orașe. Cu certitudine, dacă Boldești Grădiștea va arăta altfel, copiii se vor întoarce și vor mai construi case, pentru că locurile astea, de vacanță, eventual, case de vacanță este foarte important. S-au făcut multe persoane de la București. De la București au venit și au la Boldești. Sunt pasionați de pescuit, e o zonă liniștită. Poate să transforme chiar într-o mică zonă. Și s-au cumpărat multe cu pandemia. Atunci, cu pandemia s-au cumpărat foarte multe. Și se cumpără în continuare, dar nu se mai găsesc. Pe la cât, ce valoare are? Au și o valoare mică. Metru pătrat de teren acolo pentru pentru construcții, da. Cam 30 de lei. Ce? 30. Adică 6 euro metru pătrat? Da. Atunci când vorba n-ai apă, n-ai aia. Nu, avem canalizare, avem apă. În sensul ăsta, că n-ai drumuri. Are apă în toată comună. Aveți la apă în 2004. Apă curentă. Apă potabilă. Apă curentă. Apă potabilă, normal că este potabilă. Dar de unde vine? O luați cu garantul de la puț sau vine la... Nu. De la hidro. De la hidro, da. Avem puțuri forate și cu stație de pompare. Și cu ce vă încălziți iarna? Iarna cu lemne. Pe acolo cam bate vântul. Bate vântul rău de tot. Sunt în plin câmp. Da. De-aia zic că parteneriatul s-a făcut cu Fulga Sălcile și Colceac. Lumea la noi o duce cam greu cu... Păi și dacă ar veni gazele, să zicem că ar fi un parteneriat, Consiliul Județean cu Compania Națională de Investiții. Poate ar lista bani și cineva face proiectul. Ar avea oamenii bani să-și plătească branșamentele respective, că și alea costă bani. Păi la ora actuală sunt foarte scumpe. Bine, nu că ar fi ieftin un metru cub de gaze. Dar cine știe, poate oamenii ăștia de la București, din guvern și din parlament, poate mai lasă ștacheta jos la prețul energiei. Eu sper să se racordeze. Cum a fost și la apă. Prima dată nu s-a racordat nimeni. Acum toată lumea e racordată. La apă și la canalizare. Aveți și canalizare? Da. Avem și canalizare, și unde, dar mai trebuie o extindere. Unde ajunge apa reziduală? Avem stație de epurare. Aveți și stație de epurare. Și stație de epurare. Frate, și Măgureniu, și Boldești.